Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor este serbată anual în data de 9 august pentru a marca importanța conservării biodiversității. Dincolo de aspectul educativ, parcurile și grădinile zoologice reprezintă în primul rând șansa de a salva anumite specii aflate pe cale de dispariție. Parcurile joacă un rol deosebit de important în educația de mediu. Vizitarea unei grădini zoologice este o experiență educațională și un mod interesant de petrecerea timpului liber. Astăzi este 9 august, Ziua Internațională a Grădinilor Zoologice și a Parcurilor. Ne-am gândit să vedem care este starea actuală a grădinii zoologice din Buhuș. În spatele meu puteți vedea ruinile acesteia și în filmul pe care îl vom prezenta vă veți face o imagine mai bună a ceea ce a ajuns grădina zoologică din Buhuș. Să facem un mic istoric. Ea a început prin anii 70, când domnul Stan, soțul învățătoarei Stan de la acea vreme, a donat autorităților comuniste câțiva pui de căprioară, iar ideea a început să prindă contur, astfel încât în anii 80 ai secolului trecut, grădina zoologică deja avea multe animale, bineînțeles, animale din arealul Carpato-Danubiano-Pontic, iar cu timpul grădina s-a îmbunătățit în specii, s-au adunat lei, s-au adunat iaci, s-au adunat tot felul de alte animale din toate colțurile lumii. Grădina zoologică din Buhuș în anii 80-90, deci imediat după 1989, reprezenta ceva frumos pentru orașul Buhușul. Oamenii puteau veni aici, aleile erau întreținute, animalele aveau cât de cât cu ce să trăiască, existau îngrijitori, dar după anii 2005-2007, când s-a pus problema fondurilor, tot mai acută a fondurilor, iată că grădina zoologică a trecut prin momente dificile, a fost desființată, leii au plecat cine știe unde, animalele, păsările, peștii, broștele țestoase au dispărut cu totul, iar de această locație s-a ales praful, buruienile au crescut, copacii au năvălit și uitarea noastră se așterne odată cu trecerea timpului. Parcă nici n-ar fi existat grădina zoologică din Buhuș. Uite așa, nu suntem în stare noi ca cetățeni și autoritățile, mai ales ele care dejmuiesc bugetul, să întrețină ceea ce s-a ridicat cu multă migală și efort în anii aceea grei ai comunismului. Spun treaba asta pentru că eu am o vârstă și știu ce s-a întâmplat înainte de 89, deci nu poate spune nimeni că nu s-au făcut lucruri, iar părinții și bunicii voștri vă pot confirma. De ce a ajuns grădina zoologică din Buhuș o ruină? Păi, din cauza banilor. Banii au dispărut cu totul, au luat diverse alte întrebuințări. Autoritățile locale actuale, da? Administrația Turcia și administrația Zaharia nu au bani să asfalteze străzile pentru oameni, dar mi-te să mai întrețină o grădină zoologică, să cumpere de mâncare la niște animale carnivore, să aibă personal de întreținere și așa mai departe. În spatele meu, altădată, existau niște urși care se cățărau, aveau unde să facă baie vara, le se dădea de mâncare. Acum, urșii vin și mănâncă din tomberoane, nu mai există uși la grădina zoologică din Buhuș, iar cred că aici o să mă opresc cu descrierea, urmând ca dumneavoastră să vedeți starea în care a ajuns grădina zoologică din Buhuș și dacă puteți face ceva bine, dacă nu, asta este. Trăim cu toții vremuri foarte neputincioase, ne plângem de milă unul altuia și nu facem nimic. Vă las să urmăriți imaginele. Thank
Da, acolo sus este muzeul, se poate vedea, iar aici jos erau locurile pentru urși, aici era în lateral un loc pentru un lup, doi, n-au mai crescut decât burieni, tot a fost năpădit. Aici era grota urșilor. Este tot drămat. E foarte greu de filmat chiar. Aici era ușa prin care ursul intra la ursoaică. Tot ce era grilaj metalic a dispărut, s-a furat, s-a dat la fier vechi. Întreagă junglă ce este aici, în paragină. Deci nu se mai văd zidurile de atâta vegetație. Da, să scoborăm spre locul unde erau urși, lupi, vulpi. Fabrica de stofi sau ce-a mai rămas din ea. Da, aici era locul vulpii, din câte mi-amintesc. Aici un lup. Da, vedeți câte vegetații, câte nepăsare. Zidurile sunt învolburate, sunt pline de verdeață. Da, aici era lupul. Pentru cine își amintește, acum mergem spre cușcaleilor, ce era odată cușcaleilor. Oare a mai rămas ceva de aici? Nu mai există barele metalice, s-a tăiat cu totul, s-a furat.
Văd că vreau să scoate și armătura din beton. Tot acest țarc al leilor a dispărut. Și acum este o paragină totală. O frumoasă panoramă a zonei industriale a Bucușului, filmată de la grădina zoologică, aflată în paragină. Hai să vedem lupii unde și urși unde stăteau. Suntem deasupra, exact deasupra lor. Să terminăm într-o notă optimistă cu clădirea Muzeului de Istorie din Buhuș, Muzeul Postăvăritului, care este și el atacat de picturile și necivilizația modernă. Hai să scăpăm de jungla asta și să mergem pe trotuarul spart către zona în care altădată erau broaște testoase, în care erau păsări, unde erau maimuțe. Acum au rămas doar orangutanii cu putere de decizie locală, care, bineînțeles, doar constată neputința contemporană. Da? Aici erau broaștele testoase, dacă vă amintiți. Clădirea muzeului încă mai a rămas în picioare. Tot felul de specii de păsări erau aici, cocoși de munte, fazane, păuni. Acum doar niște ziduri moarte. Pentru cei care au mers pe aici cu 20, 30, 40 de ani, poate să mai aude glasul unui păun în cocoș de munte, sau mai mult glasul amintirilor lor. Vis-a-vis de muzeu se aflau cuștile cu maimuțe. Deci erau tot felul de specii de maimuțe, care mai de care mai interesante. Copiii la școală puteau veni, puteau vizita, puteau vedea pe viu ce înseamnă o maimuță. Acum nu mai au nevoie de maimuțe adevărate, pentru că le văd toată ziua la televizor. Politicienii se dau un spectacol și nu fac nimic. Mergem pe trotuar în continuare. Să vedem aici, în partea estică a grădinii zoologice, unde era un mare parc, stăteau câțiva iaci din Tibet. Pentru cine nu știe, Tibetul este în potișul Tibet, în Asia. Acum doar bălării, cât casa. Și atunci erau câțiva iaci. Aici erau și o pereche de lei, din câte mi-aduc aminte. Da? Acum toată lumea are euro și dolari. Nu le mai plac lei, pentru că lei trebuie
hrăniți, trebuie îngrijiți. Și aici s-a muncit foarte serios aici să se taie. Ia uitați. Uitați aici, este tăiat cu aparatul de sudură. Ia uite, deci aici s-a lucrat industrial, uite. Toate barele au fost tăiate intenționat cu aparatul de sudură. Deci nu este tăitură de fierăstrău mecanic. Da, să zici că au venit niște amărâți cu bonfire și au tăiat. Aici este lucrătură profesionistă, industrială. Deci cineva a făcut treaba asta cu cursul cuiva, ca să nu spunem... Spuneam că în acest loc viran era un țarc mare în care erau câteva zebre, niște iaci și hrana lor, căpițele de fân. Acum e mai simplu. Bate soarele, cresc bălăriile, plouă și este liniște. De la intrarea principală, venind la vale, pe lângă muzeu, da, putem coborâ spre ceea ce era odată urși. Am filmat mai înainte, dar acum hai să vedem din această parte, din cealaltă parte. Vedem, aleea nici nu se mai vede cu atâtea buruieni, totul este năpădit de vegetații și înnecat în uitare. La grădina zoologică de Buhuș existau chiar și urși panda, din câte mi-aduc aminte, un urs cu o dungă albă, doi ursuleți frumoși, acum nu mai există. Cred că nici nu vă puteți da seama unde sunt zidurile după atâtea buruieni și plante agățătoare. În această zonă existau cerbi și căprioare. Cu câțiva căpriori a început această idee minunată în anii 70, după cum spuneam, din inițiativa domnului Stan, soțul fostei învățătoare Stan, iar acum această lume zoologică a fost distrusă, lăsată în paragină. Da? Aici erau tot felul de țarcuri pentru căpriori, ciute și puii lor. Frumoase, amintiri frumoase. La 20 de ani de la începutul desfințării grădinii zoologice din Buhuș, nimeni nu se simte conștiința încărcată, nimeni nu este răspunzător, toată lumea uită în timp ce este ocupată de traiul zilnic, de problemele de zi cu zi, de alte chestiuni politice. Așa că noi nu putem decât să constatăm și să vă facem cunoscut și dumneavoastră ceea ce există în Buhuș. Sunt convins că unii dintre dumneavoastră știu de acest lucru, dar există un mare dar. Și pentru că astăzi, 9 august, este ziua grădinilor zoologice și a parcurilor, în partea a doua vom vedea ce a rămas din Parcul Central din Buhuș.